Un hub regional pentru afaceri sociale a fost inaugurat la sfârșitul lunii septembrie 2022 la Cahul, în cadrul proiectului Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova. Finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat de către Fundația Este Europeană, în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul Contact. Yanis Majeikas, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. Of the fourth social business hub in Republic of Moldova. This is the last hub of four that had been planned within this project, which supports social entrepreneurship and economic development. Să fim astăzi la lansarea evenimentului dedicat de lansării celui de-al patrulea centru de business sau hub de business social în Republica Moldova. Asta este ultimul din cele patru pe care le-am lansat în Republica Moldova în cadrul acestui proiect și aceste centre vin să susțină antreprenoriatul social și dezvoltarea economică în țară. Întreaga țară, așa să zic. Antreprenoriatul social în Republica Moldova se află la începuturile sale. Acest lucru înseamnă că au avut vreo câteva inițiative care au avut scopul să susțină dezvoltarea acestui sector și acestea au fost lansate pe parcursul anilor anteriori, inclusiv cu susținerea din partea Uniunii Europene. Implicarea întreprinderilor sociale care activează în Republica Moldova și care oferă diverse servicii sociale comunităților locale, în primul rând, a fost foarte importantă în perioada pandemiei COVID-19, dar și în legătură cu criza refugiaților. In which the businesses operate, a concept that is widely and successfully practiced in the member states of the European Union. In other words, it's not just about the business, it's about the social aspect. Hub-ul a fost lansat prin intermediul unui grant în valoare de 40.000 euro, obținut prin concurs deschis de către filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Tot mai multe organizații ale societății civile se implică în promovarea domeniului, pregătesc viitorii antreprenori sociali, a remarcat Irina Bejan, directorul de proiect al Hub-ului Regional pentru Afaceri Sociale din municipiul Cahul. În cadrul hub-ului, noi vrem să dezvoltăm 20 de întreprinderi sociale care vor activa în trei raioane, Cahul, Cantemir și Taraclia. Există două tipuri de antreprenoriat. Este antreprenoriatul simplu, care noi îl cunoaștem, acel domeniu al business-ului, și antreprenoriatul social, care face parte din economia socială, care pe lângă profit venit care l-au, ei îl investesc în rezolvarea problemelor sociale. De obicei, întreprinderile sociale sunt create de către asociații obștești și ele, pe lângă faptul că își rezolvă careva probleme de finanțare, da, ei prestează servicii sau produc ceva, ei rezolvă problemele din comunitățile din care vin. Spre exemplu, astăzi o să avem la eveniment două întreprinderi sociale, dintre care una este chiar cu acte în regulă deja, Vibe-MD. Ei oferă servicii pentru copii, fac diferite activități legate de domeniul IT, robotică, jocuri diferite și ei oferă servicii inclusiv și pentru persoanele care nu își permit să achite acele servicii, da? Și asta este impactul lor social. Că din venitul lor, ei îl investesc în ajutorarea copiilor din familii defavorizate. De asemenea, avem și o altă întreprindere de succes, încă nu sunt înregistrați ca întreprindere socială, dar au un impact foarte mare, este AO Pro Lumina. Ei oferă diferite servicii, inclusiv de catering, iar banii îi reinvestesc în activitățile organizației, inclusiv în ajutorarea persoanelor în vârstă. Atât proiectul nostru, care este implementat de filială cu suportul Fundației Este Europene din resurse acordate de Uniunea Europeană, cât și alte resurse, pentru că avem și alte organizații și alte hub-uri în Republica Moldova care dezvoltă antreprenoriatul social, ei sunt finanțați din resursele Uniunii Europene. Chiar Fundația Este Europeană, care ne finanțează pe noi, oferă subgrantări și a oferit până acum subgrantări, chiar și Vibe-MD este susținută cu suportul Fundației Este Europene, pentru că ei sunt, de fapt, din Chișinău, dar s-au extins la Cahul. Și iată, aceste resurse financiare îi ajută pe asociațiile obștești și inclusiv și tinerii antreprenori să își dezvolte afacerile și să aibă impact în comunitățile în care ei activează. La nivel de Republica Moldova, noi avem doar 11 întreprinderi sociale înregistrate, pentru că
antreprenoriatul social, deși sunt foarte mulți care oferă servicii, de, inclusiv antreprenoriatul social, de fapt, ca să ai însuși expresia întreprinderii sociale, trebuie să fii înregistrat la SP, trebuie să treci printr-o comisie națională, da, în care se trece un anumit, după anumite criterii și se dă oferă statutul de întreprindere socială. Totodată avem și întreprinderi sociale de inserție. De exemplu, avem Floarea de Cireș la Chișinău. Ei angajează persoane cu dizabilități. Adică există întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, care angajează persoane din sfera asta așa social vulnerabilă. Avem întreprinderi sociale, de exemplu, EduJoc la nivel național. Ei produc diferite jucării naturale, în special din lemn, din produse reciclabile și totodată ajută instituțiile, organizațiile, da, cu suportul, adică venitul lor, ei reinvestesc în activități pentru copii. Antreprenoriatul social la noi în Cahul nu este o noutate. Noi am avut proiecte în domeniu dat, inclusiv și în anii precedenți, dar un hub anume cum este al nostru este pentru prima dată în sudul Republicii și noi în cadrul hub-ului încercăm să, pe lângă faptul să dezvoltăm acele 20 de întreprinderi sociale, oferim și diferite servicii de mentorat, ghidare, vom avea și instruiri pentru ca societatea civilă să cunoască ce înseamnă economie socială și cum ea se poate dezvolta la nivel local. Hub-ul regional pentru afaceri sociale va susține crearea și dezvoltarea a 20 de întreprinderi sustenabile în domeniul antreprenoriatului social. Noul hub lansat va oferi suportul necesar antreprenorilor sociali din regiune, care vor contribui la dezvoltarea economică atât a regiunii, cât și a mai multor comunități din municipiul Cahul. Hub-ul va fi sprijinit în această activitate de către Fundația Este Europeană. Sorin Mireacre, președintele Fundației Este Europene din Chișinău. Am venit astăzi aici pentru că avem un parteneriat foarte frumos cu Camera de Comerț și Industrie de la Chișinău și iată acum avem și un parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie filiala Cahul, în care va implementa un proiect foarte important pentru noi în domeniul susținerii și sprijinirii antreprenoriatului social. Este vorba de centrul de suport pentru antreprenorii sociali din regiunea sud a Republicii Moldova. Acest proiect face parte dintr-un program mai mare care este finanțat de Uniunea Europeană și de Suedia în Republica Moldova și este implementat de Fundație Este Europeană în parteneriat cu alte organizații a societății civile din Republica Moldova. De asta suntem astăzi aici. Ne bucură foarte mult că există un interes sporit față de întreprinderile sociale în ultimul timp. Noi avem aproximativ 35 deja de întreprinderi sociale pe care le susținem și vom avea la sfârșitul anului încă un concurs de granturi pentru acele organizații a societății civile care doresc să deschidă întreprinderi sociale sau să le dezvolte pe cele existente. Dezvoltarea antreprenoriatului social din regiune, care va include activități de fabricare a producției, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor pentru soluționarea unor probleme sociale, prin urmare va genera locuri noi de muncă pentru localnici. Deja în regiune sunt primele încercări ale antreprenoriatului social. Este vorba de asociația obștească Pro Lumina din municipiul Cahul. Vasile Dincă, președintele asociației obștești Pro Lumina, municipiul Cahul. Am pornit ca asociație obștească cu diverse activități în domeniul social, cultural și tot ce se poate face pentru oameni. Am pornit cu ajutor umanitar, am pornit cu o cantină socială, am făcut ajutoare și pentru persoane cu dizabilități, cu situații social vulnerabile și am continuat, având în vedere faptul că pentru toate aceste proiecte e nevoie de susținere financiară, ca să nu stăm, cum se spune, cu mâna întinsă, am inițiat în ultima vreme o activitate de antreprenoriat social. Asta înseamnă un proiect de catering. Am avut o susținere frumoasă din partea proiectului acesta UE for Moldova, regiuni cheie, un grant de 20.000 de euro și am putut să cumpărăm utilaje de bucătărie care ne-a mărit posibilitățile de, ca multiplicare a posibilităților de lucru.
Facem acum și proiectul acesta de catering, prin care oferim prânzul pentru diverse activități economice și persoane care au nevoie de prânz, dar în același timp avem fondurile pe care le obținem, susținem o cantină socială cu profesori pensionari și care iau masa și nu au numai nu primesc doar masa, ci pur și simplu au o activitate ca centru de zi, o activitate care fac socializare. Sunt profesori pensionari, dar și din alte categorii, din, nu numai din învățământ, toți cei care au nevoie. Deci cam asta e activitatea acum, ca întreprindere socială, deși nu suntem cu toate formele încă la zi, pentru că de-abia am pornit această activitate. Asociația ProLumina din municipiul Cahul dorește să încerce forțele și în cultivarea plantelor etiero-oleaginoase în sistem ecologic, menționează Ica Dincă, membra Asociației Obștești ProLumina din municipiul Cahul. Această afacere cu lavanda ar fi o perspectivă de antreprenoriat social la care ne gândim, suntem la început. Facem o mulțime de produse pe baza uleiului esențial de lavandă și multe articole handmade. Avem un club al femeilor și facem împreună... Avem, de exemplu, produsul foarte mult iubit de femei, o cremă hidratantă, care este bună pentru față. Uleiul esențial este extraordinar de bun, este... în multe, multe probleme soluția. Avem un scrub pentru exfoliere și aici cutii făcute manual, bijuterie făcută de grupul nostru, biscuiți cu lavandă avem, făcuți cu floarea boboc de lavandă. Acestea ar fi o mare șansă pentru noi să dezvoltăm ceva în viitor. Să înțeleg că majoritatea din ele sunt eco. A, toate sunt eco, mai ales produsele de lavandă, toate sunt eco. Da, da. Crearea hub-ului regional pentru afaceri sociale în municipiul Cahul vizează dezvoltarea antreprenoriatului social în sudul Republicii, în special în raioanele Cahul, Taraclia și Cantemir, menționează Nicolae Dandeș, primarul municipiului Cahul. Sunt convins că exemplele frumoase mereu pot fi preluate, multiplicate în alte localități și eu cred că investițiile în Cahul, mă refer atât în infrastructură, cât și în partea aceasta de soft sau de capacitare, pot să fie preluate și Uniunea Europeană și orice alt donator vrea să vadă în proiectele implementate un succes și acest succes cu siguranță trebuie să fie prezentat nu doar din punct de vedere a imaginilor, dar și a atitudinii sau reacțiilor și opiniilor beneficiarilor. De aceea, pentru mine e important atunci când se investește într-un lucru, ce spun copiii, ce spun părinții copiilor, ce spun cadrele didactice. Eu pot să vă spun doar că acum sunt acorduri sau contracte semnate sau urmează să fie semnate în următoarele luni, mai mult de 50 milioane de euro pentru Cahul. Deci asta înseamnă proiecte atât în infrastructură, în special apă și canalizare, este o parte mare, o pondere mare din acest buget, atât și vorbind despre grădinițe sau iluminat sau alte proiecte, spuneam, pe dezvoltare. Totodată, în cadrul proiectului, va fi amenajat un stand expozițional, unde antreprenorii sociali vor beneficia de spațiu pentru etalarea propriilor produse. Antreprenorii sociali vor fi ghidați de mentorii profesioniști și în domeniul afacerilor sociale și vor beneficia continuu de noi conexiuni cu actorii comunitari în susținerea antreprenoriatului social. De asemenea, hub-ul prevede implicarea întreprinderilor sociale în activitatea platformei de dialog public-privat în cadrul agendei locale de business și va oferi susținere în vederea formării unui focus grup pentru formularea și înaintarea modificărilor în agenda locală de business Cahul, cu introducerea domeniului de antreprenoriat social. Okay, first I'm glad to be back in Cahul, which is one of the focal regions for the EU's engagement in Republic of Moldova. So I'm glad that things are moving forward.
Eu mă bucur foarte mult să revin la CACOM, CACOM fiind una din regiunile în care Uniunea Europeană este implicată prin asistența sa și eu am observat că lucrurile avansează. And sometimes I'm being asked where is this money that the European Union is investing in Republic of Moldova, because people hear about the hundreds of millions that are being put by the European Union. Și deseori mi se pune întrebarea, cele sute de milioane de euro despre care oamenii aud că ar fi investiți din partea UE în Republica Moldova, mă întreabă și unde sunt banii aia. And I think this today has been a very good answer to this. The social entrepreneurship that we are supporting in Republic of Moldova, this is the EU money. Și astăzi cred că putem vedea un răspuns foarte echivoc la ceea ce, un răspuns foarte clar la ceea ce, la întrebare referitoare la bani, antreprenoriatul social este susținut de UE în Republica Moldova. The support to the startups that are active here in Cahul that will make Moldova a more prosperous place where the people will have better jobs, better paid jobs, it's also EU money. Cele start-up-uri care sunt lansate în CACOL vor ajuta Republica Moldova să devină o țară mai prosperă, vor ajuta la crearea locurilor de muncă în țară. Și iarăși ăștia sunt banii UE. And if we see the beautiful kindergarten behind me today, that has been renovated by EU funds, that has been insulated by EU funds, that has received didactic materials from EU funds, this is European Union money. Și astăzi, dacă ne uităm la grădiniță care se observă în spatele meu, sunt de asemenea lucrări de renovare făcute în grădiniță cu ajutorul fondurilor Uniunii Europene. De asemenea, izolarea clădirii grădiniței a fost făcută din fonduri europene, la fel și asigurarea cu materiale didactice. So I'm glad that for these years we have been able to support Republic of Moldova through different projects, but it is also clear that it's just beginning. Eu mă bucur foarte mult că pe parcursul anilor noi am reușit să susținem Republica Moldova prin intermediul diverselor proiecte, dar sunt foarte sigur că este de-abia începutul. Because on the one hand it is important that this success story of CACOL, where we see the European angle on every corner of the town perhaps, is replicated elsewhere, but it's also important that the country together moves together with the European Union towards the European Union membership, because you are now a candidate country for European Union membership and you have all the chances of becoming full EU members in some further time with lots of effort, lots of hard work, but a clear understanding why this is good for the country. Proiectul Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, are scopul de a oferi oportunități economice și sociale persoanelor dezavantajate prin prisma antreprenoriatului social, cu implicarea activă a societății civile. Proiectul își propune să fortifice capacitățile societății civile în Republica Moldova în crearea întreprinderilor sociale, care vor contribui la creșterea economică și durabilă a comunităților. Proiectul are un buget de peste 1.123.000 euro și urmează a fi implementat până în decembrie 2024.